Autoritățile buzoiene doresc să promoveze zonele pitorești ale județului printr-un eveniment inedit ce va avea loc în premieră la Buzău. Este vorba despre competiția națională de cicloturism, Drumul Doamnei Neaga, în cadrul căreia turiștii sunt încurajați să descopere județul Buzău pe două roți prin vizitarea unor importante obiective turistice din zonă. Vrem să facem un lucru care, zic eu, deosebit, în afară că se face mișcare, sport în aer liber și o cunoaștere și o promovare a tot ce înseamnă traseele turistice, dacă vreți, ale județului Buzău, nu numai, iarăși pentru că s-au făcut anumite lucruri, dacă vreți, în această zonă, de la trasee turistice și la infrastructura rutieră și așa mai departe, în vara aceasta. Pentru evenimentul cicloturistic ce va avea loc pe 6 iulie 2024, Consiliul Județean Buzău, în calitate de coorganizator, va contribui cu 20.000 de lei. Traseul depășește 100 de kilometri, iar viteza de deplasare a concurenților este de maxim 22 de kilometri pe oră, timpul estimativ pentru parcurgerea întregului traseu fiind de aproape 9 ore. Punctul de start va fi sala de sport din stațiunea Sărata Monteoru, iar organizatorii estimează participarea unui număr de 100 de persoane. De la stațiunea Sărata Monteoru, bineînțeles că zonele din zona Haleș, Mănăstirea Ciolanu, traseul, dacă vreți, generic al Doamnei Neaga în Buda Crăciunești, Herghelia de la Cislău, se trece pe partea cealaltă a râului Buzău, eu știu, în zona Cislău-Viperești, să ajungem în zona Pârscov, ajungem, dacă vreți, în poarta de intrare a geoparcului nostru la Sătucu și, bineînțeles, pe traseul de la Comuna Vernești să reajungem în localitatea sau stațiunea noastră turistică Sărata Monteoru. Tot în această vară, Consiliul Județean Buzău și Asociația Bulevardul Culturii vor organiza un festival de jazz. Este vorba despre Buzău Sounds of Jazz, eveniment programat să aibă loc în perioada 28-30 iunie la Centrul Muzeal I.C. Brătianu din municipiu.